Ce faceți, mă, bandiților? Ia uite ce echipament mișto am. Airbag. Ce, mă, nu-ți place airbag-ul meu? Sunt omulețe de la Michelin. Mergem să schimbăm gumele. Dacă ajungem până acolo. Nu știu exact unde e vulcanizarea, dar mergem să căutăm. În sfârșit au ajuns gumele de la anvelopemoto.eu, care s-au mișcat surprinzător de repede. N-au avut gumele în stoc, le-au comandat de nu știu de unde le comandă ei. Și mi-au ajuns în țară. M-au sunat, au zis că am avut telefonul închis. După aia i-am sunat eu. A fost totul tuț. Am trimis gumele în acea zi, de cum i-am sunat. Două zile mai târziu au fost la mine. Cred că în total a durat cam, nu știu, două săptămâni. De când am dat comanda până au ajuns. Și astăzi mergem să le punem. Mergem la Alex, la spălătoria Elefant. Du-te, mă! Du-te, mă! Strănuță mașina! Am auzit că tipul e super profi pe vulcanizare, pe moto. Dacă mergem la el, să facă treabă! Să scăpăm de plasticele astea ce le am pe jante acum. Că m-au înnebunit. Sper doar să nu mă oprească poliția. Nu știu dacă am voie să circul așa. Teoretic, în legislație nu zice nimic că nu e ok să cari două anvelope peste tine. Teoretic ar trebui să-mi dea mai multă protecție. Practic, sper să n-apară poze cu mine pe Facebook. Că arăt totuși puțin dubitos. Strănută Evo-ul ăsta. Cred că a răcit. A dormit dezvelit. Vedeți, bă, ce bine că sunt în formă, că n-am burtică sau că nu sunt gras. M-am încăput cauciucurile de 17 pe mine. M-am avut probleme la umeri, ca la spate puțin, că acolo sunt mai lat, dar la burtică, tuț. La burtică s-a potrivit. Sunt ca tras prin inel, cum s-ar zice. Până acum n-am văzut să-mi facă nimeni poză. Se mai dă examen pe Daci, ești nebun? Trebuie să căutăm Teo Center și spălătoria Elefant, unde este și vulcanizare. Școala Prems, nu. Asta cu Chevy se uită, se stinge. Haideți de-o mea ce e aici.
radiofonică. Gata cu gumele, avem, mam, Jesus, mamă, ce aderență astea. Băi, ești nebun, zici că-s lipit de asfalt. Uai, de capul meu. Hai, ce? Uai. Băi, ce diferență fac niște gume. Bă, deci zici, serios, zici că am altă motocicletă. Băi, ești nesimțit? Bă, dar ce? M-am îndrăgostit din nou de motocicletă. Și încă nu sunt aderente cum ar trebui. Au încă ceara aia pe ele. Teoretic, 100 de kilometri ar trebui să stau mai piano. Dar, Jesus! Ce diferență, cu ce umblam eu, bă, nene, cu ce umblam eu? Mi-a zis Alex, tipul de la vulcanizare, că am deschimbat doi rulmeți pe spate. Sunt puține probleme. O să-i schimb și pe aia. Bă, da, serios. Deci, zici că sunt pe șine. Așa se duce. Adică zici că-s tramvai. Nice, very nice. Me gusta. Ce mai trebuie să fac acum este să fac cei 100 de kilometri. Chino nu mai voblează? Nu. Deci, postor de la caucior, de la echilibrat. Nu mai tremurici, nu mai tremurici. Ceea ce e perfect. 75 de lei am dat pentru două cauciucuri. Schimbat cauciucuri, echilibrat, schimbat valve la ambele jante. Ceea ce mi se pare ok. Hai, ciao, fiți bandit. Că stai nebun, deschide focul. Gloanțe și flăcări când deschide ciocul. Nu-i doar destinul, tu-ți faci norocul. Mi-au zis-o și astrele, mi-o zice și ghiocul.